Bună seara, dragii mei. Este în ce zi suntem azi, Andreea? 12, 13, nu știu, miercuri spre joi, noaptea, mâine înălțarea, așa, terminat cealaltă rochie. V-am promis că vă arat, dar aș fi vrut să o și filmez când am croit-o, când am lucrat-o. Nu mi-a permis timpul că Andreea a venit foarte târziu de la Râmnic și mâine dimineață pleacă. Așa că n-am mai făcut pași filmați, dar vă explic așa cam ce... unde e modelul? Ia, dă să arăt modelul. A fost un model găsit de ea pe internet. Așa, o rochiță decoltată, crăpată, cum îi place ei, cu niște mânici atârnate. La decolteu eu am băgat aici o cusătură de vreo câțiva centimetri, ca să nu se despice, că n-are pe ce să stea prea mult. Pentru spate, ca să nu-i pice umerii, am cusut o baretă aici și te-a și ciupit un țânțar deja. Și se închide cu fermoar, așa, până în talie. Aici avem niște cutecașe în față. Fusta este croită dreaptă și pe corp și de undeva de la genunchi un pic evazată. Iar este slabă cât o pinică. Are mânecile astea. Aici la sub braț are 2-3 cm pauză, deci vine din față până în lateral, 1,5 cm, cu 1,5 cm, la fel și în partea cealaltă. Astea sunt două bucăți la fir drept, lungi și făcute oval așa, aici oval, rotunjite, și ea scoate mâinile prin, nu îi se ridică la sâne aici, nu are nicio problemă, poți să dansezi o sârbă, ceva, să nu dărâi celul ăsta. Așa, uite mai încolo să vadă lungimea, cu pantoful frumos, golășic așa cu bulănașul gol, cum îi place ei. O să-i dau iar acul de cusut la tren. Este foarte frumoasă, îmi place și ea se simte foarte bine. Mătasea asta e din asta, nu mai este Armani, Dubai acum. Noua colecție primită săptămâna asta, nici n-am postat-o. Prima este ea. E un roșu coraia prins așa foarte frumos. Satinată, foarte, s-a călcat foarte bine. Ce să vă mai zic? Dacă vă place, vă aștept să-mi spuneți că vă face și voi. Cred că merge și pentru siluete mai plinuțe. E ceva care acoperă mușchii ăștia bicepsi și care nu sunt lucrați la sapă și la buruieni. Și dacă n-ați înțeles modelul, reveniți și vă fac o schiță. Dacă v-a plăcut rochia, dacă v-a plăcut Andreea, dați și voi un like, un share și vă mulțumim pentru vizionare. Săptămâna trecută ați fost peste 1000 și ceva de spectatori la rochia verde. Noapte bună, mâine mergeți la biserică. Noi ne pregătim de dus la gara.